Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. O emisiune mai puțin obișnuită. Până acum puneam în discuție mai multe subiecte, în special administrative și politice, izvorâte din frământările noastre locale. Astăzi vom vorbi despre municipiul Pașcan, despre fotografia, despre imaginea municipiului Pașcan, pornind de la o emisiune care a fost difuzată de un post național de televiziune joi 10 noiembrie de la ora 21. Emisiunea se intitulează Cu drag despre România și a fost o ediție dedicată în această săptămână județului Iași. Așadar, în platoul emisiunii au fost invitați reprezentanți din județul Iași, iar Pașcane, cum este al doilea municipiu din județ, în mod evident a avut un reprezentant și anume primarul municipiului în platoul Realitatea Plus. Prestația primarului municipiului Pașcan mie mi-a lăsat un gust amar și aș vrea să discutăm despre modul cum primarul, edilul comunității noastre, a vorbit în cele câteva minute puse la dispoziție, a vorbit despre municipiul Pașcan, despre noi cetățenii municipiului, despre potențialul localității. Este important să vorbim despre această chestiune pentru că mi-am dat seama că vorbim din ce în ce mai puțin despre noi, despre comunitate, nu știm să, din păcate, să vorbim mai bine, să ne prezentăm mai bine, să prezentăm atuurile și potențialul acestui municipiu. Și poate că, pornind de aici, pe viitor, în următoarele emisiuni, TV Bitu își va pune la dispoziție resursele pentru a realiza mai multe știri, mai multe emisiuni, mai multe dialoguri, producții TV despre municipiul Pașcan, despre cei care muncesc aici, despre societățile comerciale, despre ceea ce fac, așa încât să ne cunoaștem mai bine. Domnul primar a fost invitat la această emisiune. Din păcate, domnia sa, ca de obicei, nu a răspuns invitației mele. Acest dialog îl voi purta împreună cu invitatul meu de astăzi, doamna consilier Gabriela Nedelcu, de la PSD. Bun venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Au fost invitat să participe, de asemenea, de la PNL, domnul Sorin Olariu de la PMP, nu au răspuns invitației mele. Dar, repet, în următoarele ediții, emisiuni, poate vor reveni pe marginea acestui subiect. Pornim discuția de astăzi, așadar, de la intervenția domnului primar Marius Pintilie la Realitatea Plus în cadrul acestei emisiuni. Să-l urmărim, după care revenim să comentăm. Că mergi cu trenul la Iași, da. Știi, cu trenul, așa. Da? Păi trebuie să schimb la Pașcani. Păi trebuie să schimb la Pașcani, mi-aduc aminte. Era militar pentru că, acum vine secretul, așa. Eu am făcut armata la Iași, la pompieri, acolo sus în sărărie. Schimbam, știi, când dădeau ticheta de la de tren și la Pașcani schimbam acolo și eram țanțo și așa, în uniformă, prin gară, pac-pac, să mă duc la mine în Bacău, acasă, știi? Și la Pașcani. Eu nu am văzut niciodată acest municipiu. Habar n-am. Dar ai văzut gara? Gara, da. Bun, atunci hai să-l invităm, da, pe primarul municipiului Pașcan, Marius Pintilie, ca să ne vorbească acum ce se mai face la Pașcani. Mergem din gară să luăm la pas așa orașul sau mergem mai departe? Bună seara, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, este o onoare pentru mine să pot vorbi de bine municipiul meu. Doar de bine. Și cred că este și o ocazie unică. Cred că în ultimii 10 ani, nu știu dacă am mai văzut pe cineva care să prezinte într-un fel sau un alt municipiul Pașcan și, repet, pentru mine este o onoare. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit, cu drag. Și totuși, de ce aș veni? Adică de ce
aș pleca din gară să vin în oraș, că asta sunt extrem de curios. Mărturisesc, deși mi-a fost foarte mult timp la îndemână Pașcaniul, iată, n-am vizitat, n-am venit. Ce e acolo? Să știți că ne-am străduit, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, să transformăm imaginea municipiului Pașcani în bine. Bineînțeles, am început cu Piața Gării, am început cu o explanadă frumoasă pe care municipiul nostru o are. Avem și niște scări impresionante. La Pașcani avem 2 zone importante, deal și vale, așa le denumim noi. Iar legătura dintre aceste 2 zone este făcută de aceste scări care sunt un simbol al municipiului. Care sunt un simbol, există și acolo o priveliște frumoasă din capătul scărilor către zona vale. Iar centrul municipiului poate să ofere, să zicem, prilejul pentru o plimbare, pentru câteva cumpărături. Așa că sunteți invitați în permanență, dacă mai treceți dacă cumva... Dacă faceți în continuare perdele la Pașcani, vin. Vin să văd cum se mai fac, adică perdelele. Adică să vorbim cu perdea sau fără? Din păcate, perdele nu se mai fac la Pașcani. Mai există o fabrică de mici dimensiuni care duce tradiția mai departe, dar din fericire, economia municipiului nostru s-a transformat și avem alte, să zicem, branduri naționale care lucrează la Pașcani, au peste, eu știu, 500-600 de salariați și ne mândrim cu faptul că la Pașcani avem în continuare, să zicem, economie. Mă bucur. Adică... La ce te gândești? E un municipiu, am înțeles, în continuă dezvoltare. Dumneavoastră ați fost antreprenor, ați venit din lumea business-ului, nu? Așa este. Și v-ați băgat în administrație. Așa este. Ca să care are cu totul alte de reguli decât lumea business-ului. Așa este, da. Și acum vă întreb direct, regretați sau ba? Nu regret, trebuie să recunosc cu sinceritate că, așa cum spuneați și dumneavoastră, mediul este complet diferit. Dinamica cu care se mișcă mediul de business este mult mai mare, dar eu sunt îndrăgostit de orașul meu și am luat o hotărâre împreună cu familia să renunț la timpul care puteam să-l dedic pentru familie sau pentru business ca să-l dau municipiului Pașcani. Mulțumesc, și... domnule primar, mulțumesc că... Această emisiune nu o veți regăsi în mod evident pe pagina primăriei Pașcani, nici pe pagina domnului primar Marius Pintilie, ce puțin până acum ele nu au fost puse. În schimb, domnul primar a pus, iată, câteva fotografii și un text. Aseară am reprezentat județul Iași, deci dumnealui consideră că a reprezentat județul Iași, nu municipiul Pașcani, în cadrul emisiunii Cu drag despre România la Realitatea Plus. Și pune câteva fotografii, haide să le postăm și noi pe ecran, câteva fotografii, iată, cu un titlu, Pașcani, municipiu european demn de mileniu 3. Nu pune, în schimb, cele 3 minute, aproape 4 minute video, pentru că s-ar fi făcut de rușine. Și sunt convins că îi este rușine de prestația domniei sale la acest post de televiziune. De altfel, pe surse știu că a fost nemulțumit de faptul că de prestația lui, de faptul că n-a avut timpul necesar, n-a reușit să spună tot ceea ce și-a propus să spună în fața poporului, în fața celor care au urmărit această emisiune. Emisiunea anunțată de altfel pe pagina de Facebook, un fel de eveniment, și așa ar fi trebuit să fie, un fel de eveniment pentru județul Iași, pentru că a fost o emisiune de promovare a județului Iași. Bun, dumneavoastră ați urmărit, probabil vă întreb dacă ați urmărit. Da. Ați urmărit, am da? Urmărit această emisiune. Și o primă impresie? În general vreau să salut această inițiativă a postului de televiziune și toate inițiativele tuturor posturilor TV de a promova orașe, de a promova regiuni, de a promova bunul și valorile și cultura noastră a românilor. Pentru că așa trebuie să fie. Omul este sătul numai de știri negative, de greul în care trăiește și noi trebuie, cel puțin noi care reprezentăm administrațiile locale, să ne promovăm comunitatea noastră de unde provenim. Am admirat sinceritate
entuziasmul și implicarea domnului președinte a Consiliului Județean, domnul Costel Alexe, a încercat să punteze orice domeniu pentru a-și promova județul pe care îl conduce. Și a reușit în mare parte. Eram curioasă să văd domnul primar Pintilie cum reușește să condenseze în câteva minute o prezentare frumoasă despre Pașcani. Cum reușește el să vorbească cu drag despre Pașcani, pentru că dumnealui este primarul, este reprezentantul comunității noastre. Din punctul meu de vedere, nu a reușit. Și este păcat. Poate să fie supărat pe dumnealui, dar în momentul în care mergi la o emisiune, la orice emisiune, de nivel național, județean, local, te interesezi și sigur știa formatul emisiunii, cât timp ai alocat ca să intervii, pentru că acolo au fost promovați tineri, au fost promovate foarte bine partea de cultură, pentru că județul, municipiul Iași este puternic cultural. Am avut impresia că domnul Pintilie s-a pregătit pentru un clip electoral personal. N-am regăsit elementele de tradiție, elementele de valoare, elementele culturale care ne definesc pe noi ca și municipiu. Pentru că nu suntem doar un oraș fost comunist. Orașul nostru este plin de istorie. Într-o țară fostă comunistă. Exact. Este un oraș plin de cultură. Avem valorile noastre, avem personalitățile de care nu s-au adus aminte absolut deloc. Centrarea discursului a fost pe propria persoană, pe sacrificiile pe care le face personal și nu pe a promova și a atrage până la urmă și oameni în vizită în orașul nostru și poate și investitori și partea de economică a fost practic uitată. M-a surprins faptul că, de exemplu, pe partea de dezvoltare economică a orașului, pentru că s-a ridicat cumva mingea la fileuri, el fiind un om de afaceri care a renunțat la business pentru a se dedica pășcănenilor. Din păcate n-am auzit vorbind domnul primar, despre puternici oameni de afaceri de la noi din municipiu. Să nu uităm că Pașcani se mândrește și este recunoscut pe plan internațional, având unul dintre cei mai importanți producători de profile de metalice. Da? Nu știu dacă am voie să dau numele în emisiune, probabil că... Vom discuta amănunt și despre fotografia, să spunem, economică, relevantă din Pașcani. Însă, haideți să pornim de la început, cu fotografia din platou. Domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean, a venit însoțit, de exemplu, de șeful filarmonicii și alți șefi de instituții de cultură din Iași. Primarul de la Delenia a venit însoțit de un grup de localnici îmbrăcați frumos în port național, care au vorbit despre tradițiile, și în special primarul a vorbit despre tradițiile și obiceiurile din comună. Au venit cu sarmale, cu crupe, au venit cu țuica lor tradițională și s-a văzut că această strategie, dacă a fost cumva o strategie, a prins foarte bine, pentru că cei doi moderatori au alocat un timp mai mult pentru a discuta și a pune în lumină tradițiile de acolo. Repet, domnul Costel Alexe chiar a intervenit de câteva ori, a insistat să mai aibă câteva minute la dispoziție pentru a completa și iar a completa câte ceva despre județul Iași și chiar despre municipiul Pașcani. În timp ce primarul nostru, domnul Marius Pintilie, a venit la această emisiune singur, cu nimeni din Pașcani. Eu nu l-am văzut însoțit de cineva din Pașcani. Deci dumnealui a vorbit singur despre comunitate, mai mult despre el decât despre comunitate, deși cred că
ar fi fost extrem de interesant să fie însoțit de o persoană avizată care să vorbească despre tradițiile, obiceiurile noastre, despre cultura municipiului Pașcani, în contextul în care, să nu uităm, luna noiembrie este luna culturii la Pașcani. Poate era cel mai potrivit moment de a vorbi despre această chestiune. Doamne, primarul Pașcani la o televiziune națională să vorbească despre Pașcani. Cu asta ar fi trebuit să înceapă. Oameni buni, dragi români, la Pașcani este luna culturii la Pașcani. Îl sărbătorim pe Sadoveanu, prozatorul nostru. Asta ar fi trebuit să fie prima frază. Fix asta ar fi trebuit să fie prima frază. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Haideți să vedem așa cum au decurs discuțiile dintre cei doi moderatori, care au făcut eforturi, trebuie să recunosc, au făcut eforturi, au pus chiar întrebări ajutătoare pentru a putea obține ceva cât de cât reprezentativ despre municipiul Pașcani. Întreabă un moderatorul. Întreabă ce se mai face la Pașcani. Dumnealui spune, povestește că a trecut de multe ori prin gara Pașcani, că s-a oprit doar în gară și nu a fost tentat, interesat să viziteze municipiul Pașcani. A oprit în gară când era soldat, el fiind din Bacău și făcând armata la Iași. A oprit când, în drum spre casă, în gara Pașcani. Și îl întreabă, ce se mai face la Pașcani? Mergem din gara, așa să luăm la pas orașul, mergem mai departe. Și iată, primarul Pășcănean a început cum era firesc, a mulțumit pentru invitație, a spus că este o onoare pentru dumnealui să vorbească de bine, el a culmea să vorbească de rău în municipiul Pașcani în contextul ăsta. Și după care a spus o chestiune care eu cred că nu este adevărată, și anume că este o ocazie unică, spune domnia sa, cred că în ultimii 10 ani, nu știu dacă am mai văzut pe cineva să prezinte într-un fel sau altul municipiul Pașcani. Eu cred că este o exagerare, sunt convins că despre Pașcani, în anumite situații, sunt suficienți oameni, sunt pășcăneni care vorbesc de bine comunitatea atunci când au ocazia. Sunt studenți, sunt profesori, oameni de cultură, în anumite împrejurări, cu siguranță vorbesc despre Pașcani. Îmi aduc aminte cât de frumos vorbea profesorul, scriitorul, regretatul Leonard Gavreliu despre Pașcani. De altfel, a dedicat o carte municipiului Pașcani cu povestiri din copilăria lui. Am văzut un interviu de curând cu profesorul Gavriluț, parcă, da, care a fost la Sadoveanu, un interviu acordat în Grigoroț, cu domnul Grigoroț, exact, în Australia acordat acest interviu și mă rog, a povestit despre viața lui, despre preocupările domniei sale, dar și despre Pașcani. Sunt oameni care nu uită de unde au plecat și sunt convins că atunci când au ocazia vorbesc frumos despre municipiul Pașcani. Nu cred că primarul, actualul primar al municipiului Pașcani este unicul. Eu sunt vocea, este o vorbă la cei care urmează cursul de voice-over, eu sunt vocea. Nu cred că primarul municipiului Pașcani este singura voce a comunității de până acum. Nu cred asta. De ce primarul din Pașcani s-a dus la o astfel de emisiune să vorbească despre Pașcani singur, fără să fie însoțit de persoane sau chiar de artiști. Avem un ansamblu extraordinar. Exact, asta vreau să spun. Probabil dacă, nu știu de ce s-a dus singur, probabil ca să nu fie eclipsat, să spunem așa. Păi, numai dacă aducea jumătate din membrii ansamblului folcloric, Rapsozii Siretului, cu care toți ne mândrim,
Ce frumos era îmbrăcat în spate toată fundalul acela. Ce frumos ar fi văzut acei copii talentați, minunați, îmbrăcați în port moldovenesc. Era o amprentă dată pe imaginea, asociarea imaginii frumoase cu pășcănenii, cu pașcaniul. N-am înțeles de ce. N-am înțeles de ce n-a știut să spună un cuvânt despre ceea ce se întâmplă frumos în municipiul nostru, da? Vă referați despre intervențiile, despre mesagerii a ceea ce este bine în Pașcani, pe posturi naționale, nu este singurul domnul Cojocaru. Sunt convins. Numai școlile pășcănene, de câte ori au apărut în reportaje la nivel național. Școala la care lucrez eu, școala specială Pașcani. Am avut o emisiune dedicată pe postul național de televiziune ca un exemplu de bună practică a ceea ce se întâmplă în învățământul special. Să nu uităm toți agenții economici care sunt lăudați, se fac emisiuni despre ei. Deci nu este singurul. Noi toți pășcănenii, într-un fel sau altul, prin diferite poziții, prin lucruri bune care se întâmplă, suntem mesagerii pășcănenilor. Este păcat. Măcar când a întrebat domnul moderatorul, când se dă cineva jos în gară la Pașcani, ce poate face, putea să spună, uitați, noi avem acolo în gară o locomotivă care s-ar putea să fie declarată chiar monument istoric. Dar eu am refuzat să o pun în valoare. Da? De exemplu, da? Pentru că este un element foarte frumos, de atractivitate, pentru chiar dacă nu este amplasată bine, da? Putea să o amintească, pentru că un copil care coboară în gara Pașcani și duce mama și tata, uite, vezi cum arăta înainte locomotiva, cum se mergea înainte. Măcar acest element, simplu, nu ieșim din gara Pașcani, dar uitați că avem în gara Pașcani un element de atractivitate. Bun, întrebarea a fost așa, și totuși de ce aș pleca din gară să vin în oraș? Sunt extrem de curios. Mărturisesc că, deși mi-a fost foarte mult timp la îndemână, Pașcaniul nu l-am vizitat. Ce este acolo? A întrebat moderatorul. Și atenție la răspunsul primarului. L-ați urmărit transcriptul. Ne-am străduit în ultimii 2 ani de zile să transformăm imaginea Pașcaniului în bine. Deci, dumnealui vorbește fix numai în numele lui. Adică ne-am străduit în ultimii 2 ani de zile. Dar în ceilalți ani, că Pașcaniul, istoria Pașcaniului n-a început cumva cu venirea actualei administrației de acum 2 ani de zile. Deci ne-am străduit în ultimii 2 ani de zile să transformăm imaginea municipiului Pașcani în bine. Am început cu piața Gării. Da, păi cu evacuarea chioșcului pe spațiu ocupat ilegal. Cu explanadă frumoasă. Păi explanada frumoasă a fost luțită. Să ne aducem aminte. Au fost tăiați copacii de acolo și înlocuiți cu alții care s-au uscat. După care acum, în ultima perioadă, au fost puse flori și parcă arată mai bine. Dar haideți să vedem cum va arăta la iarnă. Vă aduceți aminte ce frumos, mai ales în timpul sărbătorilor de iarnă, arăta esplanada cu acei tuia, brazi verzi pe timpul iernii acolo. Ce credeți că va fi în această iarnă? Copaci uscați. Da? Copaci uscați. Deci, se laudă cu esplanada, avem niște scări impresionante, care n-au fost reparate, din păcate, deși noi am atras atenția de atâtea ori. Și singura justificare a primarului a fost că s-a lucrat prost acum 10 ani de zile, de parcă ar fi trebuit să fie făcute scările alea cu oțel sau ceva, să dureze 100 de ani. Și a spus, a vorbit despre cele două zone importante, zona de deal, zona de vale, iar centrul municipiului, asta a fost tare de tot. Poate să ofere, să zicem, prilejul pentru o plimbare, pentru câteva cumpărături. Deci, pe bune, asta este carta de identitate a municipiului Pașcani. Deci, întreabă omul, doamne, sunt în gară, de ce să merg în oraș, în Pașcani, ce anume să văd, ce să fac? Păi, vedeți dumneavoastră, e esplanada, scările mari, zona deal, faceți niște cumpărături. Asta mi s-a părut foarte, foarte tare. În loc să vorbești
despre, mai ales în momentul ăsta, eu aș fi spus exact de genul ăsta. Păi, întrebarea se potrivește foarte bine și chiar aveți motive să rămâneți câteva ore, câteva zile la Pașcani. Suntem, iată, în luna culturii la Pașcani. Haideți să-l redescoperim pe Sadoveanu, pe Ciopraga, pe Visarion Cuiu, pe Leonard Gavriliu. Haideți să vedeți catedrala, să vedeți Palatul Cantacuzino, care, iată, se renovează, biserica de alături, care este monument istoric, chiar și sediul primăriei, pentru că Pașcaniu are un sediu administrativ modern, poate chiar printre cele mai moderne din țară. Casa de Cultură, câteva monumente, cele care le avem, dar spun, fiecare dintre aceste monumente au o anumită istorie și pot povesti o frântură din istoria municipiului Pașcani. Nu. Păi, știți cum? Parcă ar fi cumva Veneția, da? Ați ajuns în Pașcani, da, puteți să faceți cumpărători. Parcă ar fi un vad pentru marile branduri și magazine care și-au deschis cumva aici la Pașcani câte un centru comercial. Nici de cum. Cum să spui așa ceva? Cum să te prezinți în fața țării spunând așa ceva? Păi nu este ăsta Pașcani. Păi nu este ăsta Pașcani. Stăteam aseară și mă gândeam după emisiune, întrebat fiind în contextul acesta, cum am spus și cu exemplu cu locomotiva, dar cel mai bun exemplu era următorul. Vizitați gara Pașcani, pentru că este o gară în care un grup de tineri, voluntari, și-au adunat eforturile și au descoperit și pun în evidență tot ceea ce înseamnă tradiții, cultură, istorie, personalități. Pentru că gara noastră este o gară unică. Este scrisă povestea și istoria comunității noastre în această gară, repet, de clubul Impact Special. Este primul lor mare proiect de voluntariat. Și proiectul a început așa, prin întâlniri cu tineri voluntari din oraș. Istoria a fost scrisă de înaintașii noștri. Da. Tinerii o redescoperă. O redescoperă, scuze. Se întâlneau și încercau să identifice nevoile comunității. Și marea majoritate au constatat, prin aplicarea de chestionare, că practic sunt multe lucruri din istoria pășcănenilor pe care pășcănenilor le cunosc. Și atunci au sintetizat toate materialele posibile și au făcut și un film despre Sadoveanu și au scris despre istorie, despre... în gară. Deci le regăseau acolo. Ăsta ar fi un exemplu. Doi, să rezumi descrierea comunității pe care o reprezinți prin faptul că avem o esplanadă, care esplanadă este făcut pe un proiect european, dar nu contează de cine. Esplanada, așa cum ați spus dumneavoastră, arăta bine. Și acum vom vedea cum va arăta la iarnă, despre scările mari și scările mici și cam atât. Oare atât este municipiul nostru? Trebuia poate să povestească despre Palatul Cantacuzino și putea să spună acest obiectiv este monument istoric. Ne străduim să-l redăm circuitului turistic, avem fonduri europene alocate, muncim acolo, va fi o zonă de atracție, se descrie proiectul, că se vor face aleile, se refac aleile. Când acel palat se va înființa muzeul municipiului nostru, să crească gradul, nivelul de așteptări a celorlalți care nu se uitau la emisiune, da? Să vină să vadă ce s-a întâmplat asta, poate peste vreun an, poate peste vreo 2 ani. Esplanadă și două scări. Ăsta este Pașca pentru domnul primar. Ați povestit despre locomotivă și gara. Gara care are multe povestiri inspirate din fapte reale, din istoria României. Am aici un comunicat de presă, locomotiva cu abur, monument istoric trecut cu vederea. Și citesc acest comunicat de presă semnat de Asociația Clubului Feroviar Pașcani. Comunicatul ne-a fost transmis în cursul zilei de ieri și sună cam așa. Spre finalul anului 2019 am materializat un proiect de suflet al stației Pașcani, respectiv restaurarea locomotivei cu abur și amplasarea ei în Pașcani Călători, în stație,
locul în care o regăsim și astăzi, restaurată cu atenție de membrii Electroputere VFU, locomotiva fabricată în 1931 și păstrează și astăzi strălucirea, fiind un simbol la care noi nu renunțăm ușor. Am depus pe site-ul primăriei municipiului Pașcani pentru bugetare participativă un proiect cu titlul Tradiții CFR la Pașcani și solicităm un punct de vedere din partea primăriei referitor la acest proiect. Aducem exemplu stației CFR Bacău, acolo unde același proiect a fost îmbrățișat și o locomotivă similară cu abur în curs de restaurare de aceiași membri pricepuți de la fostul remar, va putea fi admirată în curând de călătorii orașului Bacău. Așteptăm un punct de vedere vizuit al primăriei cu privire la subiectul amplasării locomotivei în municipiul Pașcani. Până atunci suntem entuziasmați să anunțăm că vagonul de epocă din trenul prezidențial, subiect adresat în trecut cu ocazia concursului CFR, urmează să fie așezat în spatele locomotivei, care este deja în gara Pașcani. Acțiunea va avea loc imediat după finalizarea lucrărilor de restaurare. Haideți să urmărim filmul. Astăzi a fost adus acest vagon. Domnul Movileanu, Radu Movileanu, șeful gării Pașcani, este promotorul acestei acțiuni. A adus un vagon și o locomotivă, le-a adus la Pașcani pentru restaurare, dar ele urmează să fie duse și amplasate în gara Bacău. Și un vagon va rămâne la Pașcani, va fi restaurat și va fi pus alături de locomotiva care a fost pitită undeva acolo în marginea gării. Vă aduceți aminte discuția privitor la acest subiect. Două puncte de vedere au fost. Unul, ca această locomotivă să fie amplasată fix în fața gării. Ce vedem noi acum când coborâm, când ieșim din gară, nu? Vorba, exact întrebarea moderatorului, nu? Coborând din tren, ieșim din gară, da? Ce vedem? Păi, vedem un chioșc care funcționează fără contract și cu magazinul ăla de pompe funebre, da? Despre care tot am discutat și nu s-a rezolvat absolut nimic. Dacă privim în depărtare, vedem străzile și cam atât. Noroc că s-a făcut ceva curățenie acolo, a fost pus gazonul ăla și câteva flori. Dar ar fi extraordinar de interesant ca în zona laterală, alături de CRR, iată, a fost prezentat și un proiect, deci în zona laterală să fie amplasată această locomotivă cu acest vagon. Atenție, în vagon, această asociație intenționează să facă un muzeu. Un muzeu cu piese, cu documente importante, mărturie a istoriei, a momentelor importante istorice din Pașcani. Cât de frumos ar fi! Ar fi extrem de interesat să se întâmple lucrul ăsta. Până acum primăria a zis pas. Da? La cererea, iată, înaintată de această asociație, înțeleg că n-a fost niciun răspuns. Poate va fi. Dar privitor la amplasament, au mai fost discuții până acum și primăria n-a fost de acord cu această amplasarea locomotivei în fața gării. Haideți să urmărim materialul, după care revenim. Despre prezența celor două bucăți de istorie, ca să zic aici, în gara Pașcani.
Este vorba de o locomotivă cu aburi și două vagoane din trenul prezidențial al lui Gheorghe Gheorghe Udeș, aduse de la remiza specială Măgoșoaia, de lângă București, care urmează să fie recondiționate la atelierele VFU Pașcani, iar locomotiva cu aburi și un vagon urmează să fie duse la Bacău, unde se realizează un parc tematic CFR. Celălalt vagon și locomotiva care o vedeți în spate rămân la Pașcani, pe amplasamentul unde ne aflăm acum, urmând ca ulterior, având în vedere că am depus pe site-ul primăriei Pașcani la rubrica bugetare participativă un proiect de hotărâre de Consiliul Local, în urma dezbaterii și aprobării, să fie mutate pe lateral la gării, în parcarea remarului. Vagoanele au aparținut trenului prezidențial a tovarășului Gheorghe Gheorghe Udeș și în aceste vagoane s-a semnat plecarea trupelor sovietice de România de către Gheorghe Gheorghe Udeș și de Hrușciov. Ulterior, Gheorghe Gheorghe Udeș a fost chemat la Varșovia și i s-a oferit o piatră de mină, care de fapt era uraniu, fiind în cele din urmă 6 luni iradiat. El și tot personalul din vagonul 111, vagonul prezidențial. Ca și folosință ulterioară, m-am gândit la amenajarea unui muzeu cu tematică CFR, eventual un punct de informare turistică, niște ateliere de creație pentru tineret, ca să păstreze spiritul căilor ferate. Frumos, nu? Cât de frumoasă ar putea să fie zona respectivă cu aceste piese amplasate acolo? Am așa sentimentul că parcă ne este rușine să vorbim despre trecutul nostru, trecutul ceferist al Pașcanului, deși cam ăsta ne sunt rădăcinele. Atelierele CFR, pe baza acestor ateliere, orașul s-a dezvoltat. În uzină au lucrat mii de oameni, 6, 7, spre 8 mii de oameni, din Pașcan și din localitățile din împrejurim. Au venit oamenii în oraș sau și-au făcut case aici, și-au cumpărat locuințe, au obținut locuințe, apartamente aici, și-au întemeiat o familie, asta voiam să spun, și așa s-a dezvoltat Pașcanul, pas cu pas. Ne este teamă, ne este rușine să vorbim despre acest trecut. Ne este, nu știu cum, rușine să vorbim despre Sadoveanu, vorbim din ce în ce mai puțin. Fac aici o paranteză, am auzit, de exemplu, că biblioteca de la Colegiul Sadoveanu poartă o altă denumire. Și decizia a fost luată de curând și anunțată. Este ca și cum bulevardul sau strada principală din oraș, din municipiul Pașcani, s-ar numi Târgu Frumos. Sau ceva de genul ăsta. Bun. Vreau să subliniez faptul că fie că nu vrem, fie că nu știm, sau că ne este rușine să discutăm mai mult despre valorile noastre și să le punem în evidență. Bun. Ce părere aveți despre acest proiect și dacă el poate fi dus la bun sfârșit? Ar fi o fotografie tare interesantă exact în poarta de intrare a Pașcanului. Acum nu avem cu ce să ne lăudăm, dar iată, un proiect care ar putea să arate foarte bine. Este un proiect foarte frumos pe care eu personal l-am susținut și îl voi susține.
atât cât pot pentru a fi realizabil. Așa cum punctați și dumneavoastră, istoria și dezvoltarea municipiului nostru are strânsă legătură cu atelierele CFR. Să nu uităm că în istorie au venit mulți nemți care au contribuit la dezvoltarea atelierilor CFR. Astfel a apărut și prima școală în orașul nostru. Este școala unde funcționează acum școala specială Pașcani. Prima clădire care a obținut destinație de școală pentru că presiunea era prea mare. Erau oameni mulți, copii învățau niște condiții insalubre și așa s-a dezvoltat învățământul. Pășcăneam plecând tot de la dezvoltarea atelierilor CFR. Păi, de ce să ne fie nouă rușine despre istoria noastră? Noi trebuie să o punem în valoare, trebuie să amintim copiilor ce origine are comunitatea noastră, de unde s-a plecat, unde s-a ajuns. Citeați dumneavoastră acolo din comunicatul de presă, fac ei referire la bugetare coparticipativă. Aduceți-vă aminte acel proiect pe care l-au depus în Consiliul Local, eu l-am votat, am fost de acord cu el, dar este nefuncțional, pentru că nici n-au alocat bani, nici nu este constituită comisia, țineți minte, s-a făcut în graba mare, pentru că este o componentă a unui proiect european, doar ca să fie pe hârtie. Deci nici de cum nu poate, în baza proiectului de bugetare coparticipativă, să fie accesate aceste fonduri, pentru că nici n-au vrut să funcționeze acest tip de finanțare a obiectivelor de interes pentru comunitate. Și să mă întorc la istoria pășcăneană, că am făcut o legătură între dezvoltarea atelierilor CFR cu dezvoltarea învățământului pășcănean. Trebuia, dacă vă aduceți aminte, mai avem o clădire cu valoare istorică foarte mare, este școala din Vatră. Într-o ședință din Consiliu, eu am propus ca nu cumva să se schimbe destinația acelui spațiu. A fost un răspuns cumva ciudat și pentru istorie, pentru educație, pentru cultura pășcăneană, că e mai scump să-l renovezi decât să-l dărâm. Eu i-am propus în acel spațiu, noi ar trebui să ne canalizăm eforturile pentru a identifica sursele financiare, să facem un muzeu al educației pășcănene, un muzeu al personalităților culturale și artistice de la noi din Pașcani. Pentru că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți oameni de valoare care au învățat în Pașcani, care sunt pășcăneni și care trebuie amintiți și puși în valoare prin ceea ce fac. Haideți să mergem mai departe cu interviul, da? Cu prestația domnului primar de la această emisiune. Moderatoarea îl întreabă, insistă, cei doi insistă totuși să obțină de la primar ceva despre Pașcani. Dacă faceți în continuare perdele la Pașcani, vin la Pașcani, a spus moderatoarea. Și atât ce a spus, cum a răspuns primarul. Inițial a spus așa, din păcate perdele nu se mai fac la Pașcani. După care a spus, a revenit și a spus, mai există o fabrică de mici dimensiuni care duce tradiția mai departe, dar din fericire economia municipiului nostru s-a transformat și avem altele, să zicem, branduri naționale care lucrează la Pașcani cu peste 500-600 de salariați și ne mândrim cu faptul că la Pașcani avem în continuare, să zicem, economie. Domnule primar, chiar avem economie, nu să zicem, și nu doar 500-600 de salariați, sunt mii de salariați care lucrează în aceste unități economice, branduri pentru municipiul Pașcani. Iar privitor la răspunsul dumneavoastră că, din păcate, perdele nu se mai fabrică la Pașcani, să vă arăt. Iată perdele fabricate la Pașcani. Astea sunt de la una din cele două fabrici de perdele din Pașcani. Deci perdele, astea sunt perdele de la NGM Leonard. Da? Le-am cerut de la domnul director astăzi, Elena Poez, le-am cerut doar ca să le arăt în această emisiune diverse modele, da? Deci se fabrică în continuare perdele la Pașcani. De altfel, Pașcanul,
Este singurul oraș din țară unde se fabrică perdele. Nu mai există o altă localitate în țară unde să se fabrice perdele. Sunt două unități. Una transformată din fosta fabrică de perdele și o altă unitate care a luat ființă, a fost înființată de fostul director de la perdele, domnul Leonard Rusu. Prima, cea care a supraviețuit, s-a transformat din fabrica mare de perdele, lucrează pentru piața internă și astăzi noi am discutat cu domnul director de acolo și are o producție cam 80% din producția fostei fabrici de perdele. E adevărat un număr mai mic, 30-40 de persoane față de câteva sute de persoane câte erau înainte, dar pentru că tehnologia s-a schimbat mult, sunt mașini automate care au preluat mult din manufactura făcută înainte de sute de muncitori. Deci cam 80% din producția pe care o avea fabrica înainte, susține directorul. Și iată, NGM Leonard, de fapt sunt două firme acolo, care aproape tot ce produc exportă. Au și magazin de prezentare în Pașcani, evident că vând și în țară, dar foarte mult merge la export, în special în țările arabe. Astăzi colegii mei au realizat un scurt interviu, un reportaj la fabrica de perdele care încă mai există, domnule primar, unde se fac perdele, ce să vezi, chiar se fac aici la Pașcani. Săptămâna viitoare vom discuta, vom merge și la fabrica de perdele a domnului Rusu, de asemenea pentru un reportaj. Haideți să urmărim discuția cu domnul Zaharia, directorul acestei fabrici de perdere, a fost un director economic al societății anterioare și o spune așa cu amărăciune că se tot vorbește și culmea chiar din Pașcan, reprezentanți din Pașcan vorbesc despre fosta fabrică de perdere, când în realitate este vie această fabrică. Se produce în continuare această marcă, da? Iată, Pașcani cunoscut prin perdele care au fost produse și se produc în continuare. Să urmărim! De perdele Pașcani apare din 1973. O fabrică cu foarte mult personal în perioada respectivă. Din păcate, în anul 2006, fabrica de perdele Pașcani a intrat în faliment. Și atunci, noi care eram salariați la fabrica de perdele, am zis că să nu dispară acest brand și să asigurăm o continuitate, atât pentru perdele de Pașcani, cât și pentru salariații noștri. Deci din 2014, fabrica de perdele Pașcani există sub denumirea de Siretul Distriprod. În prezent, fabrica de perdele Pașcani Siretul Distriprod are 35 de salariați și o cifră de afaceri care se apropie ușor, ușor de 1 milion de euro. În 2019 noi am avut anul cel mai bun. A fost un an cu producție bună și cu vânzări bune. Atunci, cifra noastră de afaceri a fost de aproximativ 900.000 de euro. Ne-am propus atunci, ca următorii ani, 2020, 2021 sau 2022, să depășim cifra de 900.000, să ajungem la 1 milion de euro. Nu prea s-a putut, pentru că a intervenit pandemia, criza economică internă și internațională,
Iar acum încercăm să ajungem măcar la producția din anul 2019. Nici în 2021 n-am reușit să ajungem la cifra de afaceri din 2019. Dar sperăm că vor fi vremuri și mai bune. Estimat în cantitate. Ce cantitate iese anual de pe porțile fabrice? Acum și cantitatea depinde de condițiile interne și chiar internaționale, pentru că noi materia primă o aducem din Turcia. Acum, cu izbucnirea războiului, sunt probleme atât la producători, sunt probleme la vama din Turcia, la vama din Bulgaria, la vama din România. Și producția nu mai este la nivelul așteptărilor noastre. Producem lunar în aproximativ 100.000 de metri liniari de perdele, dar metri liniari însemnând pe o lățime de 3 metri. Deci producția este destul de bună. Comparativ cu ce se producea atunci când fabrica de perdele era în glorie, care este raportul? Acum trebuie să vă spun, la fabrica de perdele din Pașcani nu se făceau numai perdele. Aici erau 3 secții principale. Era secția de confecții, foarte cunoscută și intern și internațional. Era secția noastră de perdele pe care o continuăm și mai era o secție în care se făceau tricoturi. Bun. În condițiile actuale, confecția există sau sub denumirea altei societăți, iar noi, fabrica de perdele, continuăm, dar aș putea spune ce mi-aduc eu aminte, așa la comparativ cu producția care se realiza când era fabrica de perdele Pașcani în activitate, suntem la aproximativ 80% din ce se producea atunci. Nu mai avem nici numărul de personal care era la secția de perdele. Noi am eficientizat activitatea, am angajat personal calificat și, să spunem așa, am eliminat acele locuri de muncă care nu erau esențiale pentru activitatea de producție. Deci ne-am gândit să avem activitate doar cu oameni care produc direct. Pentru că, după cum știm, erau foarte mulți indirecți productivi înainte. Un raport destul de bun, având în vedere timpurile și toate provocările prin care ați trecut. Unde vindeți? Să știți că e foarte greu referitor la raportul care a spus dumneavoastră. Rezistăm, dar rezistăm foarte greu, pentru că materia primă s-a scumpit foarte mult, energia, gazul, toată lumea știe cum s-a scumpit, salariile au crescut și noi avem un pic de concurență în perdeaua care vine din import. Mă refer la perdeaua din Turcia, din China, care are altă configurație, să zic așa. Momentan producem și vindem numai în România. Deci vindem numai în România. Avem o rețea de vânzări și fiecare colț de țară este străbătut de agenții noștri de vânzări cu mașinile noastre. Acum mergem noi cu perdeaua la beneficiar acasă, la client acasă. Au dispărut vremurile când la poarta fabricii era rând pentru perdele. Acum mergem noi la ei și e destul de bine. Da. Ce preț are perdeaua? Curiozitate. Da. Ce preț are perdeaua? Bun. Noi facem perdea începând de la banda de 15 cm până la o lățime. Noi când zicem lățime ne gândim la înălțimea geamului, că multă lume, la noi se zice lățime, până la lățimea de 3 metri. Și fiecare perdea cu lățimea ei are un anumit preț, dar poate să aibă în funcție de lățime și 12 lei metru liniar și 13 lei și 10 lei, ori banda care o vinde mai este și mai ieftină. V-am spus, în funcție de lățime, dar nu depășim 15 lei pe metru liniar. Concurență în țară mai aveți? Concurență în țară nu. Concurentul principal, v-am spus, ar fi perdeaua adusă din import. Și chiar îmi spuneau colegii mei, perdeaua de Pașcani în magazinele unde se vând perdeaua este cam 10-15%. Restul sunt perdele din import, perdele care iau ochii românilor și se vând la prețuri, nu o să zic prețuri în 2 ani, ci se vând la prețuri foarte mici. Nu știu cum de se vând la prețurile alea. Noi avem o activitate de producție, avem cheltuieli, nu putem vinde la prețurile care le vând
a îngrosit, să zicem așa, din București. Dar presupun că calitatea reflectă prețul. Păi să vă spun, perdeaua noastră, ați văzut secțiile noastre de tricotat, de finisaj, perdeaua noastră apretată se spală și se aranjează la geam aproximativ la fel cum au fost de nouă. Perdele celelalte din import, acele lucioase, că am avut și eu acasă, acelea, practic, cred că-s de unică folosință. Mai rar, unde le punem la un geam, a doua oară cred că nu mai pot fi puse. Așa am pățit eu cel puțin. Deci calitatea este extraordinară. Poate ăsta este defectul nostru, facem calitate foarte bună și se vândă mai puține. O mare parte din tineri se referă ca și loc la fosta fabrică de perdele. Da. Cam toată lumea spune fosta fabrică de perdele. În încheiere aș vrea să transmiteți un mesaj pășcănenilor și tuturor că fabrica de perdele există. Da, exact. Asta am vrut să spun. Fabrica de perdele Pașcani există. Noi continuăm brandul Perdele de Pașcani. Avem și site, avem și pe Facebook pagina noastră. Deci fabrica de perdele Pașcani există și o să mai continuă. Fabrica de perdele o să continue să producă. A revenit. Cum e? Cum este asta? Din păcate, perdele nu se mai fac la Pașcan. Mai există o fabrică de mici dimensiuni care duce tradiția mai departe. Pe bune, și-o zice primarul municipiului în fața țării. Deci în fața țării, ce să mai înțeleagă lumea? Eu mai am și o altă întrebare. În ce măsură primarul municipiului, cei care conduc în momentul de față municipiul Pașcan, au o percepție reală, corectă, privitor la mediul economic din Pașcan, la ceea ce se întâmplă? Este impardonabil, totuși, să nu știi, să te întrebe moderatorul, culmea, despre ce întreabă cineva de la Pașcan? Cineva despre Pașcan, nu? Iată. Despre perdele la Pașcan, nu? Și tu să nu fii informat, tu să nu știi, să bâșbâi cumva pe la suprafață, să-ți aduci aminte că parcă mai este o fabricuță. Este jenant. Este jenant. Cum explicați această situație? Sincer să fiu, eu am rămas total uimită de răspunsurile date vis-a-vis de dezvoltarea economică a municipiului nostru. Pentru că ești primar. Locuiești în orașul acesta de atâți ani, este imposibil să nu te interesezi. Câți angajați are Cosarum, de exemplu? Câți angajați are Proinvestul? Care este cifra lor de afaceri? Să nu știi tu că brandul Perdelele de Pașcan, că erau, sunt cunoscute, vedeți dumneavoastră, moderatorii erau tineri, deci nu aveau o vârstă, să zicem, trecută peste 50 de ani. Și știau despre Perdelele de Pașcani. Trecem zilnic, poate, pe strada Grădiniței, unde este magazinul de prezentare, nici măcar. Deci, în calitate de primar, dumnealui trebuia să apese foarte tare pe potențialul de dezvoltare a Pașcanului. Pe faptul că pășcănenii în Pașcan se investește, că avem investitori foarte serioși. Așa cum spuneam, trebuia să spună, da, în Pașcanul meu am unul dintre cei mai buni producători la nivel mondial de structuri metalice. Am cel mai mare producător de drojdie din Europa. În Pașcanul meu am o firmă de procesare a cărnii care exportă și are un potențial de dezvoltare. Avem Terox Prod, da? Cum uităm noi și minimalizăm el, nu noi, el, dumnealui, pardon, ca să fiu elegantă, că avem și noi așa o economie, acolo vreo 500 de angajați, nu domnul primar, avem și Perdele de Pașcani, avem și agenți economici foarte importante. Și să ne mândrim cu faptul că la Pașcani avem în continuare, să zicem, economie. Cum adică? Exact. Într-adevăr, probabil că
Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar asta este realitatea. Taxele și impozitele pentru agenții economici le-a mărit într-un mod considerabil, astfel încât poate unii își închid porțile chiar, sau nu mai devină zona atractivă pentru dezvoltarea economiei în municipiul nostru. Repet ce am spus la început emisiunii. Mi-a creat impresia că a fost o emisiune la care dumnealui s-a dus să se promoveze și nu o emisiune în care să pună în valoare cultura, tradiția, dezvoltarea economică a Pașcanului și potențialul de dezvoltare. Uitați, pe topul firmelor, topul realizat al nostru, topul firmelor din Pașcan, pe locul întâi Proinvest Group, 220 milioane de lei, 50 milioane de euro. Pe locul 2, Cosarom, 42 milioane de euro. Avastar pe locul 3, 32,2 milioane de euro. Rompac pe locul 4, 27,7 milioane de euro. Viosan, 17 milioane, locul 5, 6. Fostul Terox, unde sunt aplicate acele scaune cunoscut Pașcanul și fabrica din Pașcan pentru acele scaune auto pentru copii. Cât de, apropo de cine vorbește despre Pașcan, păi cât de frumos a vorbit și vorbește în continuare directoarea doamna Cepalis de acolo. Lorimer, locul 7, societatea primarului. Locul 8, Electroputere, cu 14,5 milioane de euro. Golden Star, 12,7 milioane de euro, locul 9. Agrocomplex Lunca Pașcan, 10,2 milioane de euro. Romelada, 6,9 și așa mai departe. Proinvest, o altă societate a Proinvest, pe locul 13, o societate abia înființată de construcții, 2,8 milioane de euro. Cum să nu pomenești de Rompac? Dau exemplu. Cum să nu pomenești de Proinvest? Adică, de ce să nu pomenesc? Cum să nu pomenesc de fabrica care face scaune pentru și le vinde în toată Europa, de s-a bătut și se bate în continuare cu chinezii? De ce să nu vorbim despre aceste chestii? Nu știm? Nu vrem? Care ar fi explicația logică? Mergem mai departe, da? Moderatorul insistă. Eu, municipiu, am înțeles în continuă dezvoltare. Dumneavoastră ați fost antreprenor. Într-un fel a provocat pe primar să vorbească despre mediul de afaceri și așa mai departe. Ați venit din lumea business-ului, v-ați băgat în administrație, care are totul, cu totul alte reguli decât lumea afacerilor și vă întreb direct, regretați sau nu? Bun. Domnul primar a luat-o personal, din nou. Deci a fost, cum să vă spun, o întrebare ca să, încă o întrebare ajutătoare pentru a vorbi despre Pașca. Ce credeți că răspunde primar? Nu regret, trebuie să recunosc cu sinceritate că mediul de afaceri este complet diferit, are o dinamică diferită față de administrație, dar eu sunt îndrăgostit de orașul meu și am luat o hotărâre împreună cu familia să renunț la timpul pe care îl puteam dedica pentru familie sau pentru business, ca să-l dăm municipiului Pașcan. Deci, domnul primar a vorbit despre sacrificiile, dacă dumnealui consideră că sunt sacrificii, sacrificiile pe care le-a făcut pentru a veni la conducerea municipiului Pașcan. Foarte tare, nu? De parcă ar fi fost obligat, într-un fel, așa se înțelege, să vină să se sacrifice. Dar, repet, n-a pomenit nimic, deși a avut ocazia să vorbească tare frumos despre cei care contribuie masiv la bugetul local. Din ce în ce mai greu, pentru că taxele au fost majorate, nu-i așa? Vă aduceți aminte cum vorbea primarul despre mediul de afaceri? Despre cei care vor să se îmbogățească? Haideți să urmărim filmulețul și revenim. Pentru că asta ar putea fi o explicație. Să urmărim filmulețul. Părerea mea că domnul Pantazi, care fiind obișnuit să nu plătească taxe locale, el și cu cercul lui de patroni,
pentru că și-au coborât taxele locale în 2014-2015, nu știu când, și-au făcut taxe mici, el se gândește așa, domnule, la câte spații comerciale am eu, pe persoană fizică, pe firmă și prietenii mei, că na, majoritatea spațiilor comerciale din oraș în anii de după Revoluție și-au împărțit cei care aveau puterea. Și ei, fiindcă au multe proprietăți și din asta, pe mandatul cât era primar Dumitru Pantazi, și le-a redus taxele. Noi, când am venit la primărie, le-am adus la un nivel normal. Nici mari, nici mici. Taxele locale la Pașcani sunt la nivel normal. El acum vine și spune, domnule, dar noi ne gândim la popor, între ghilimele, și am zis că hai să mai reducem o leacă taxele locale pentru cei care au spații comerciale. Adică clădiri nerezidențiale. Acolo e problema. La patron, păi da, când ai spațiu comercial, când iei 7-80 euro metru pătrat chirie pe lună, nu te lasă inima să dai și tu niște impozite taxelor locale pentru comunitatea în care trăiești? Chiar așa, de dimineață până seara, numai să adunăm, să băgăm în buzunare, să creștem averea? Altceva nu putem să facem? Și eu sunt patron și eu. Sunt și eu proprietar de spații comerciale, tare, și cu toate astea m-am uitat și eu în jurul nostru și am zis, dom'le, cum se plătesc taxele locale la municipii comparativ cu ale noastre, la comunele de pe lângă noi? Păi cam așa. Păi hai să fim și noi ca ceilalți. Că după aia de unde să faci investiții? Că lumea are nevoie de un asfalt, are nevoie de un peștișor să facem, are nevoie de o piață, are nevoie de alte lucruri. Cu ce bani să facem? Adică nu trăim într-o comunitate aici. Tot reduceri de taxe locale la ce? La terenuri? Unde se face agricultură? Zeci de hectare, sute de hectare ocupate, da, de teren, faci agricultură, nu plătești nimic și după aia zici, doamne, hai să mai reducem o leacă impozitul la terenul agricol. Ca să ne rămână nouă mai mult în buzunar. Am văzut eu socialiști de catifea din așa, o leacă, m-am cam săturat și eu, credeți-mă. Am plin de audiență, ascultați. Cred că dumneavoastră și firmați. Oameni care vin la audiență și spun, doamne, n-am titlu de proprietate? Și până acum îmi dădea cota de la asociații agricolă. Iar acum n-am titlu de proprietate și nu mai dă nimic. Pensionari care au 1000 de lei pensii și care vin și spun că nu mai primesc grâu și nu mai primesc alea pentru că nu mi-a dat vechea administrație titlul de proprietate. Și acum tot ei vin și fac morală nouă sau mi dau lecții? Hai, domnule, să mai vedem o leacă. Suntem totuși, trebuie să avem și o leacă de bun simț când ieșim în fața oamenilor. Deci toată ziua am cu capul și cu gândul după avere. Abia aștept să ajungem la ședința de Consiliul Local pe subiectul taxelor locale. Abia aștept. Ați văzut că pentru persoane fizice care au locuințe cu destinație de locuit, nu au spus nimic, da? Impozite sunt la mine, trece mai departe, rămân la fel. Când a venit vorba de cei ce dețin spații comerciale, eu știu, garaje în care desfășoară activități economice, cei care au terenuri, acolo era o problemă, trebuie să la jumătate pentru că oamenii plătesc prea mult. Ceilalți oameni, socialiștii spun că mor de grijă a poporului, da? De pensionarul care nu are. Dar la el nu au redus cu nimic, nu au spus nimic, au zis domnul la fel. Imediat la ceilalți, da? Clădiri nerezidențiale, spații comerciale, hale de producție, terenuri. În afară de retorică politică a socialiștilor de CTFA. Așa se cheamă, socialiști de CTFA. Așa ne-a zis, da. Socialiști cu smoking. Bun. Asta poate fi o explicație, nu? Ați văzut cum se exprimă domnul primar, cum s-a exprimat despre mediul de afaceri. Sau despre unii. Mă rog. Știți ce m-a deranjat, poate mai mult decât cuvintele? Că în această perioadă, cele 3 minute, 4 minute de expunere, pe monitorul din spate au rulat niște imagini. Ce imagini au rulat? Păi, niște șanțuri. Niște șanțuri din Pașcani, din cartierul Aerodrom, unde se pun rețele de apă și canalizare. Niște șanțuri din Pașcani pentru rețelele de iluminat stradal, șantierul de la Palatul Cantacuzino, și de la o grădiniță. Nici o fotografie, nici o imagine despre
zona Valea, esplanadă, despre scările mari, despre zona din deal, nicio imagine frumoasă. Așa cum sunt, au fost preluate și difuzate din centrul orașului cu Ștefan cel Mare, cu Moldovei. Deci nicio imagine reprezentativă din municipiul Pașcani. Deci, repet, șanțuri și schele, o clădire aflată în renovare. Culmea este că primarul a înțeles sau a vrut să se laude cu niște investiții pe care domnia sa le-a refuzat de-a lungul timpului. Nu? Apa și canalizarea, vă aduceți aminte acest proiect, doar Costel Alexe, președintele Consiliului Județean, tot a tras ca această investiție, împreună cu cei de la Apa Vitală, în mod evident, să fie făcută la, la Pașcani. Primarul nostru, fiind în campanie electorală și în opoziție, avea cu totul alt discurs și a și dat demisia din Consiliul Local, a revenit. Voia referendum, vă aduceți aminte. La fel și cu proiectul cu electricitatea. Deci să nu pui o imagine despre frumusețile Pașcanului. Puține, câte sunt ele. Și să pui doar cu șansurile, este chiar odios. Nu știu cine a făcut filmul ăla, cine a pregătit materialul ăla de prezentarea municipiului Pașcani. Dar este jenant, repet încă o dată, este jenant. Dacă s-ar fi închis onorul, și nu ascultam cuvintele, explicațiile, imaginele alea arătau un Pașcani ca o comună. Adică, băi, ăsta este Pașcaniu, așa arată Pașcaniu, șansuri, străzi cu șansuri, străzi neasfaltate și așa mai departe, ăsta este Pașcaniu, asta este imaginea reprezentativă a municipiului Pașcani? Dumneavoastră, ce părere aveți? Asta este imaginea municipiului? Nu, aceasta este imaginea municipiului. Aceasta este o componentă de dezvoltare a municipiului nostru. Chiar înainte de a veni în emisiune la dumneavoastră, un simplu cetățean de zona Aerodrom, pentru că acolo se lucrează la acest proiect de extindere, modernizare, rețele, apă, canal, m-a oprit și mi-a spus, dar acest proiect este început de dumneavoastră. Și l-am văzut pe domnul primar că se laudă că el a făcut acest lucru. Domnule primar, nu-i nici proiectul lui Pantazi, nu-i nici proiectul lui Pintilie, sunt proiectele comunității. Au fost începute, într-adevăr, toate aceste proiecte pe care v-ați lăudat, au fost începute pe timpul administrației Pantazi, dar asta nu înseamnă că sunt ale dumneavoastră, sunt ale comunității. Exact cum ați punctat și dumneavoastră, în momentul în care s-a votat acest proiect, aderarea la Arsacis, cu cât scandal, cu câte jigniri la adresa operatorului, n-a fost votat niciodată acest proiect de extindere și modernizare. L-a iluminat la fel. Aduceți-vă aminte ce urât comportament au avut vis-a-vis de consultant în ședința publică. Plus că au contestat proiectul. Acum vin cu, să zicem, tupeu și se laudă că fac treabă. Deci la această emisiune trebuia făcut filmul de genul acesta. Uitați, Pașcanul nostru se dezvoltă. Palatul Cantacuzino, care este monument istoric, va arăta așa. Cum la, da, nu? Șansuri și... Mamir nu a pus poza aia când era cu casca pe, suit pe ziduri acolo, n-am înțeles de ce. Toți muncitorii erau neechipați din punctul meu de vedere. Singurul care era echipat era domnul primar și domnul Bodaș, corespunzător cu cască, vest, în fine. Trebuia să pună imagini cu catedrala. Putea să pună imagini și să vorbească și despre celălalt monument istoric, Biserica Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril. Este monument istoric. Este monument istoric. Al doilea monument istoric din municipiul nostru. Putea să pună orice imagine. Și acele cu șansurile. Să arate că este Pașcani se dezvoltă. Dar nu suficient. Imagine. Cosarom. Proinvest. Da? Putem. Cu o școală. Să-și arate
chipul lui Sadoveanu. L-ați văzut undeva în clipul acela? Chipul lui Sadoveanu. Statuia lui Sadoveanu. Statuia lui Sadoveanu. Nimic. Da. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar să urmărim încă o dată intervenția, să nu uităm, intervenția primarului de la această emisiune și revenim. Că mergi cu trenul la Iași, da. Știi, cu trenul, așa. Da? Păi trebuie să schimb la Pașcani. N-am mai mers. Păi trebuie să schimb la Pașcani, mi-aduc aminte. Era militar pentru că, acum vine secretul, așa. Eu am făcut armata la Iași, la pompieri, acolo sus, în sărăriei. Schimbam, știi, când am dat eticheta de la de tren și la Pașcani schimbam acolo și eram țanțo și așa, în uniformă, prin gară, pac, pac, să mă duc la mine în Bacău, acasă, știi? Și la Pașcani. Eu nu am văzut niciodată acest municipiu. Habar n-am. Dar ai văzut gara? Gara, da. Bun, atunci hai să-l invităm pe primarul municipiului Pașcani, Marius Pintilie, ca să ne vorbească acum ce se mai face la Pașcani. Mergem din gară să luăm la pas așa orașul sau mergem mai departe? Bună seara, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, este o onoare pentru mine să pot vorbi de bine municipiul meu. Doar de bine. Și cred că este și o ocazie unică. Cred că în ultimii 10 ani, nu știu dacă am mai văzut pe cineva care să prezinte într-un fel sau un alt municipiul Pașcan și, repet, pentru mine este o onoare. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit, cu drag. Și totuși, de ce aș veni, adică de ce aș pleca din gară să vin în oraș? Că asta sunt extrem de curios. Mărturisesc, deși mi-a fost foarte mult timp la îndemână Pașcaniul, iată, n-am vizitat, n-am venit. Ce e acolo? Să știți că ne-am străduit, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, să transformăm imaginea municipiului Pașcani în bine. Bineînțeles, am început cu Piața Gării, am început cu o explanadă frumoasă pe care municipiul nostru o are. Avem și niște scări impresionante. La Pașcani avem 2 zone importante, deal și vale, așa le denumim noi. Iar legătura dintre aceste 2 zone este făcută de aceste scări care sunt un simbol al care municipiului. Sunt un simbol, există și acolo o priveliște frumoasă din capătul scărilor către zona vale, iar centrul municipiului poate să ofere, să zicem, prilejul pentru o plimbare, pentru câteva cumpărături. Așa că sunteți invitați în permanență, dacă mai treceți dacă cumva. Dacă faceți în continuare perdele la Pașcani, vin. Vin să văd cum se mai fac adică perdelele. Adică să vorbim cu perdea sau fără? Din păcate, perdele nu se mai fac la Pașcani. Mai există o fabrică de mici dimensiuni care duce tradiția mai departe, dar din fericire, economia municipiului nostru s-a transformat și avem alte, să zicem, branduri naționale care lucrează la Pașcani, au peste, eu știu, 500-600 de salariați și ne mândrim cu faptul că la Pașcani avem în continuare, să zicem, economie. Mă bucur. Adică, la ce te gândești? E un municipiu, am înțeles, în continuă dezvoltare. Dumneavoastră ați fost antreprenor, ați venit din lumea business-ului, nu? Așa este. Și v-ați băgat în administrație. Așa este. Care are cu totul alte reguli decât lumea business-ului. Așa este, da. Și acum vă întreb direct, regretați sau ba? Nu regret, trebuie să recunosc cu sinceritate că, așa cum spuneați și dumneavoastră, mediul este complet diferit, dinamica cu care se mișcă mediul de business este mult mai mare, dar eu sunt îndrăgostit de orașul meu și am luat o hotărâre împreună cu familia să renunț la timpul care puteam să-l dedic pentru familie sau pentru business ca să-l dau municipiului Pașcani. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc că...
Am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, Gabriela Nedelcu, consilier local PSD. Repet, au fost invitați și alții. Domnul primar Marius Pintilie, reprezentați de la PNL, n-au răspuns invitației mele. Domnul Sorin Olariu de asemenea. Continuăm discuțiile privitor la modul cum a fost descris municipiul Pașcani în cadrul unei emisiuni cu drag despre România, cu drag despre județul Iași, despre Pașcani până la urmă. Ați văzut prestația primarului, jenantă din punctul meu de vedere. Și președintele Consiliului Județean și-a dat seama că și n-a fost mulțumit și-a dat seama că nu este în regulă și a insistat să intervină și să puncteze câteva chestiuni pe repede înainte, dar a reușit să o facă, despre, importante despre Pașcani. Și anume, a spus că, bune, Pașcani are un viitor, poate avea un viitor interesant, pentru că, iată, sunt proiectate cele două autostrăzi, A7 și A8, să treacă prin apropierea municipiului și tot în zona respectivă să fie făcut un parc industrial. Terenul a fost dat de altfel Consiliul Județean. A spus o chestie care eu cred că nu este adevărată, că este cel mai mare parc industrial din județ. În realitate, parcul de la Miroslava, cred că este, acolo sunt două parcuri industriale la Miroslava. Unul de aproape 460 sau 500 de mii de metri pătrați și celălalt de 250 ceva de mii metri pătrați. Și oricum, suprafața de la Pașcan nu este toată pentru această amenajare. Sunt acolo zone care vor fi ocupate de autostradă. Se va vedea până la urmă ce anume va ieși. Este important că șeful județului a intervenit. A intervenit și a spus câteva cuvinte în plus care contează. Contează așa, la nivel național, contează mult pentru imaginea municipiului. Să-l urmărim și revenim. Un CD de prezentare cu cel mai mare județ al României, cu cel mai mare oraș al României după București și, evident, tot ce are mai frumos în materie de tehnologie, sănătate, infrastructură, artă și cultură. Iar pentru a nu ne uita, o să vă ofer, cred că, cea mai importantă sau cele mai importante podgorii pe care le are România, evident că sunt în Iași, podgorile Codnarului, și cred că e de aceeași vârstă cu dumneavoastră. Aproape de aceeași vârstă cu dumneavoastră. Are 25 de ani, nu? Exact. Are 25 de ani. Sper ca dumneavoastră în emisiune sau atunci când veți avea ocazia să vorbiți peste tot cu drag de România și evident cu drag. Prietenul și colegul meu de administrație, domnul Pintilie, practic l-ați luat cu ce are mai frumos, va ieși. El va coborât din tren, a ajuns în gară, a coborât scările. Astăzi Pașcaniu are perspectiva, atunci când a fost un nod feroviar, să ajungă un nod rutier cu A7 și A8. Consiliul Județean construiește la Pașcani cel mai mare parc industrial din județul nostru cu 50 de hectare. Investim 30 de milioane de euro în ceea ce înseamnă infrastructura de apă și canalizare. Bun, l-ați văzut pe domnul Costel Alexe, prietenul domnului Marius Pintilie, așa cum se declară, din același partid, în mod evident, președintele Consiliului Județean Iași. A intervenit, a spus ceva în plus important despre proiectele municipiului. Ce am remarcat, repet, este faptul că și dumnealui și domnul primar de la Deleni s-au bătut să mai prindă câteva minute pentru a vorbi despre comunitățile pe care le reprezintă. Al nostru edil s-a mulțumit cu ce a făcut. Atât, cât a putut, cu cele 3 minute, aproape 4 minute. Am văzut că am și vorbit, m-am interesat, au plecat oarecum dezamăgiți din platoul emisiunii. Ei trebuie să înțeleagă, și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, că mai ales la nivel național, aceste producții, aceste emisiuni, sunt supuse oarecum și ratingului. Pentru că, în funcție de rating, se fac încasări din care trăiesc, practic, aceste televiziuni. În momentul în care ai un interlocutor, un invitat,
care nu e în stare să răspundă la întrebare, să valorifice la maxim, să facă chiar și puțin spectacol, să fie interesant. Da? În momentul în care ai un invitat care este preocupat mai degrabă să vorbească despre el, despre sacrificiile lui, ca și cum ar fi într-o campanie electorală, evident că moderatorul caută soluții pentru a ține emisiunea pe linia de plutire. Asta s-a întâmplat și în această emisiune. Deci, pur și simplu, s-a văzut foarte clar că primarul a vrut să continue, să mai spună ceva, dar i s-a pus punct pentru că au înțeles moderatorii că nu interesează pe nimeni. Haideți să urmărim, în schimb, ceea ce mie mi-a plăcut tare. Prestația primarului de la Deleni, și nu e vorba despre ce a vorbit primarul, deși veți vedea că a vorbit foarte bine. Dar modul cum a fost prezentată comuna Deleni spune că așa trebuie făcut, așa trebuia făcut. De altfel, nu doar Deleniu, și Tătărușul, dacă ar fi fost invitat la această emisiune, ar fi făcut o prestație la fel de bună ca și Deleniu. Și sunt probabil și alte comunități și primari care au cu ce să se laude. Cei de la Delen, spuneam, au venit îmbrăcați național, au venit să prezinte Portul Național, să vorbească despre ceramica neagră de acolo, să vorbească despre tradițiile și obiceiurile de acolo și nu s-au sfii să vorbească și despre sarmalele cu crupe. Nu s-au sfii să vorbească și despre țuica de prună autentică de acolo. Haideți să urmărim. Culmea este că în cadrul acestei emisiuni cea mai mare pondere a fost alocată prezentării comunei Deleni. Domnul Alexe, repet, reușind să prezinte Iașul, potențialul uriaș al Iașului, rapid, cu multe cuvinte, dar de la Deleni primarul a vorbit de două ori, odată într-un alt studio special amenajat și pe platoul emisiunii. Haideți să urmărim, pentru că este extrem de important cum au înțeles unii să se prezinte fără nicio rușine. Nici nu aveau de ce să fie rușine, să le fie rușine. Chiar mândri de ceea ce fac, ceea ce reprezintă comunitatea. Domn primar, ce avem noi aici? Vă spun și eu bună seara de la Deleni. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici și să vă prezint ce are satul românesc mai bun. Lucian Blaga spunea în felul următor: veșnicia s-a născut la țară, și să știți că lucrul ăsta este pe deplin adevărat. Dacă vrem să păstrăm vie, tradiția, obiceiul neamului românesc, trebuie să avem grijă de satul românesc. Și eu am considerat că lucrul acesta este foarte important și ceea ce facem noi la Deleni, zic că merită și va conta foarte mult pentru generațiile viitoare. Astăzi aici avem câteva lucruri, că eu mă bag pe aici câteva lucruri ăștia, că de o valoare inestimabilă. Și am să încep cu o diplomă care anul acesta a fost acordată domnului Andrei Gheorghe, un cetățean din comuna Deleni, care a primit diplomă de tezaur uman viu pentru prelucrarea lutului. Ce vedeți dumneavoastră aici este ceramica neagră de Poiana Deleni, care este recunoscută la nivel național și ne bucurăm foarte mult că lucrul acesta a fost primit de un cetățean din comuna noastră. Și eu mă bucur, dar uite, am ajuns la oameni în casă, evident, mai când mergeți în Moldova, că aici vreau să vă uitați ăștia cu fițe mitică de la București, da? Băi, de sarmava e sarmava, ai ce mușca din ea, nu? E sarmava sănătoasă. Sunt bubulași, nu sarmale. Un bubulaș? Da. Deci păi am mâncat una, două și m-a săturat. E, 69. Sunt foarte bune, să știți. Bune ca și mine. Și dacă ați mâncat una, mai vine să vă mai dau, dacă mai am. Păi dar nu, dacă da. Dacă a apucat cineva a mânca o sarmală, și următorul celălalt nu mai are. Nu, dar asta clar, deci în lut se face, da, sarmală. Da, cea mai bună sarmală. Da, e un secret așa, mai puneți ceva în afară de, da, multă dragoste?
dragoste și carne din belșug. Deci totul este cu dragoste, dacă vă place carnea și sarmaua este cu dragoste. Și pâinea de țest? De cuptor? De cuptor. Aici aveți niște preparate de panificație din zona noastră care se face în cuptor. În cuptor cu lemne, cuptorul tradițional, se probează cu mâna, unele gospodine ale noastre mai aruncă niște porumb, făină de porumb și le numără la mâine cât suportă, până la un moment număr și atunci se pune pâinea în cuptor și iese ceea ce vedeți dumneavoastră. Iar în partea aslantă o să aveți tradiționalele noastre turte pe plită, foarte bune. Asta, nu? Da. Deci de jumătate de turtă de asta cu siguranță vă săturați într-o zi, are tot ce trebuie și este și ecologică, la fel ca și părinții noștri care ne-au învățat să mâncăm sănătos. Să mâncăm bine, mă, că cum bubuloi? Bubulaci. Bubulaci. Sau găluște. Găluște, urși. Mai au mai multe denumiri au. Ia bă și mănâncă o dată. Da, ia și mănâncă. Da, auzi, da, nu ia da, din bucă. Auzi, dar cum e chestia asta din Moldova? Că eu, de exemplu, dacă mă duc, n-am mai fost de mult și mă duc să-mi vizitez o mătușă de asta, zice, trebuie și mănâncă. Da. Și dacă, băi, nu mănânc, că nu pot, că am mâncat acasă, știi că mi-a dat mamă, băi, trebuie și mănâncă. Mă duc la următoarea, trebuie și mănâncă, așa-s moldovenii, da. Nu? Păi nu, hai să le spunem la mitici ăștia. Da, așa, cel puțin oriunde intri în casă, cel puțin la Deleș, la cine intri, imposibil din ce are bun sau mai puțin bun te servește. Nu ești nembucat. Și noi acum vă servim asta cu... Băi, stai așa, sunt săgut, ia. Dar astea, plăcintele cum? Plăcinte cu mărar și cu brânză, plăcinte numai cu brânză și cozonaci cu nucă și rahat. Făcut tot așa la cuptorul ăla, minune, cu așa, cu... Da. Deci eu să gust la pauza asta. Dar să știți că sarmalele se mănâncă cu cozonac. Și cu mâna. Păi am auzit asta cu cozonac, dar de ce? Nu, dar dați-mi mâna să gust un bubuloi de ăsta. Bubulac. Bubulac, firar bubulacul, ia. Să nu ziceți că nu-i bun, că și moream. Nu mai târziu. Da, ce am curaj? Dobre, bă, mergem mai așa. Departe. Țuica de delen, de ce e recomandată? Adică... Țuica de delen este o țuică recunoscută în zona noastră și cu siguranță la nivel național, cel puțin la nivelul Iașului cu siguranță. Este o țuică care este trasă de două ori. Este o țuică care are în jur de 50-51 de grade și este țuică făcută doar din prună. Țuica care ne reprezintă pe noi este țuică făcută din prună. Domnule, hai să spunem oamenilor, da? Băi, țuica e doar din prună, mă, restul e rachiu, mă. Da, rachiu de miere, rachiu de piere, asta da, e, da, țuica deci este țuica de prună. Bună seara! Din nou! Bună seara, bună să ne fie inima! Mă bucur să fiu în seara aceasta alături de dumneavoastră și trebuie să vă spun un lucru. Ca să fii primar nu este un lucru greu, este un lucru foarte ușor. Dintr-o perspectivă, dacă ceea ce faci, o faci din suflet, o faci cu pricepere, cu profesionalism și pentru oameni. Este foarte simplă ecuația. Da, deci nu este complicată. Să fie votat. În rest, nu, după aceea, nu, ce mai oamenii, faci? Să știți că întotdeauna când dau votul, îl dau cu speranță. Este greșit să le trezești oamenilor speranțe false. Aici cred că greșesc cei mai mulți oameni politici. Creează speranțe false unor oameni. Și atunci oamenii își pierd încrederea în decidenții politici. Eu sper că după 30 de ani de democrație, am învățat foarte mult cu toții și trebuie să devenim oameni onești, să spunem o șansă. Una economică de care trebuie să profităm cu toții. Această șansă depinde foarte mult și de capacitatea pe care o avem noi cei din administrație de a atrage resurse financiare, de a le implementa și de a le pune după aia în practică, că nu este suficient să construiești. Degeaba construiești dacă după ce ai construit grădinițe moderne, avem, cred că n-aș vrea să supăr pe nimeni. Nebune, să supăr pe nimeni. Nu mai vreau să aud asta. Că avem școli cu grupuri sanitare la interior. Asta vreau să fie normalitate, nu la Nu, asta e pentru Alexandra, deci ca să știi că am avut grijă Alexandra Cel mai important este că e acolo o șansă în plus. Mulțumim frumos! Și masa caldă obligatorie în fiecare școală. Mulțumesc pentru... Cu drag să știți că țuica este la fel de bună. Bun. Așa cum v-am povestit.
Frumos, nu? Deci de la Delen. Sunt convins că și Tătărușul, dacă era invitat, dar domnul primar de la Tătăruș este PSD-ist. Acolo au fost, am văzut, doar peneliști. Dar sunt convins că și Tătărușul și alte comune din Miroslovești și alte comune din județul Iași ar fi avut o prestație cel puțin la fel de interesantă ca și cea din Delen. Frumos, mie mi-a plăcut tare mult. Au reușit într-un mod comprimat, relaxat, primarul l-ați văzut, primar ales de câteva ore, 3 mandate, 4 mandate, de 12 ani, nu? Deci, să prezinte, și cum spunea primarul, este ușor să fii primar. Este ușor să fii primar, și dar cu câteva condiții. Să nu îi minți pe cetățeni, să nu creezi așteptări false și așa mai departe. Parcă era din altă țară, parcă era din altă zonă, nu? Parcă vorbea dintr-o altă lume. Noi la Pașcani am fost învățați și suntem încă copleșiți de un alt discurs. Bun. Ce părere aveți? V-a plăcut? Da. Așa cum am spus și la început, vreau să-l felicit pe domnul președinte Costel Alexe. L-am văzut trăind și încercând într-un timp scurt să promoveze județul nostru. De asemenea, în cazul primarului de la Delen, am văzut un primar iubitor de oamenii lui, de comunitatea lui, un primar implicat, un primar muncitor, un primar care vroia să transforme, cred că, Delen în capitala României, sau așa o vibrai, efectiv, când îl vedeai, pentru că era, se vedea, în primul rând, sinceritate. Multă sinceritate și multă dragoste față de comunitate. Din păcate, domnul primar Pintilie, cum am spus, nu s-a pregătit deloc. Poate nu i-au venit în minte imediat toate cuvintele, nu știu. Dar, cum ați spus și dumneavoastră, o emisiune la nivel național, dar și o emisiune, cum este aceasta la care suntem, se face în baza unui punctaj. Nu cred eu că el a plecat la acea emisiune la București, neștiind formatul emisiunii, neștiind despre ce va fi întrebat. Era clar, vii la București, la acel post, ca să-ți promovezi comunitatea din care vii. Din păcate n-a reușit să o promoveze. El s-a dus să se promoveze pe el, din păcate, așa se vede din imagine. Adică a vorbit mai mult despre dumnealui decât despre oraș. N-a pus în evidență elementele cheie și definitorii ale comunității noastre. Absolut deloc. Probabil că, da, nu știu dacă vreun ascultător va fi interesat să vină să vadă Pașcani. O esplanadă, două scări și atât. Da. Uitați, în acești 2 ani, pornind de la ce a spus, n-am auzit odată să vorbim în Consiliul Local, într-o conferință de presă, cum să facem, să fie o strategie, să se discute cumva despre atragerea de investiții și investitori. Dar absolut niciodată. Poate până la urmă se va discuta. Poate va fi făcută într-un fel vreo strategie și în acest sens. Cum te prezinți? I-ați văzut pe cei de la Delen? Haideți să o luăm cu cadourile. Cei de la Iași au venit așa. De fapt, domnul Alex a venit cu album. Cu un album. Da? Și cu istoria Iașului. Cei de la Delen au venit cu acele daruri care au atras privirile, sunt convins, ale celor care au urmărit această emisiune. Bun. Pașcani nu a venit cu nimic. Deci n-a venit cu nimic. Eu dacă aș fi ajuns acolo, aș fi fost în această situație, aș fi venit cu un coș în care aș fi pus un pachet de drojdie de la Rompac, aș fi pus un preparat, câteva preparate de la Cosarom. Evident, simbolic, le-aș fi pus acolo. Aș fi pus o monografie a municipiului Pașcani. Pentru că în acea monografie sunt prezentate tradițiile noastre, istoria noastră, nu? Și le-aș fi făcut cadou
prezentatorilor și aș fi spus lucrul ăsta. Poate aș fi vorbit mai mult despre cea mai mare întreprindere prelucrătoare de oțel, nu? De aici, din Pașcan, și cred că una dintre societățile care concurează foarte bine cu cei care sunt în acest business. Să nu vorbești deloc, să nu prezinți deloc, să nu... Asta mi se pare tare ciudat. Adică să nu... Aș fi pus în coșul ăla și o sticlă de cotnar, cum au făcut-o cei de la Delen sau chiar aia de la Iași, nu? Este cotnarul la... Este peste drum, nu? La el în casă. Este aproape de noi. De ce să nu vorbim despre aceste lucruri? De ce să nu vorbim? Dacă poate fi făcut un circuit, că sar de la o chestie în alta, dar știu oameni din domeniu care sunt interesați să facă trasee turistice. Uh-huh. Și Pașcanul să fie în centru, tocmai datorită așezării foarte bune a municipiului Pașcan în această zonă. Să poți vizita Cotnariu, cramele de la Cotnar, să poți vizita Neamțul, să poți vizita mănăstirile și așa mai departe. Și ceea ce este de văzut în Pașcan. Trebuie găsit un context de prezentare. Trebuie să ai un material de prezentare. Trebuie să aduci ceva, să arăți ceva. Pur și simplu, te-ai adus pe tine, atâta tot. Tu și telefonul tău în studio. Mi se pare foarte tare. Doar atât? Din păcate, doar atât. Încheie această emisiune cu câteva opinii. Puține. Ne vom strădui să luăm mai multe opinii săptămâna viitoare, pentru că am spus, vom reveni cu acest subiect. Din partea unor pașcăneni, ce crede despre municipiul Pașcan? Veți vedea și un tânăr care îndeamnă pe tinerii pașcăneni să plece din Pașcan, nu au ce face aici. Are dreptate omul din această perspectivă a vârstei și a viitorului. Dar, iată, un subiect despre care se merita să se vorbească măcar un minut în această emisiune. Din Pașcan pleacă la Iași, la studiu, mii de studenți. Măcar o parte din ei, dacă s-ar întoarce la Pașcan, ar fi extraordinar și aș fi vorbit despre această preocupare a municipalității, de a aduce la Pașcan măcar o parte din ei. Pașcan, într-un fel, este un satelit al orașului universitar Iași. Și cele două localități par să fie într-o simbioză din ce în ce mai vizibilă. Sunt foarte mulți tineri care învață în Iași și care lucrează în Iași. Sunt mulți medici care vin din Iași la spitalul din Pașcan. Sunt mulți navetiști care se duc la Iași, mulți pășcăneni. Îi vedeți cu trenul. Este o cursă, un tren special la sfârșit de săptămână, cu o singură oprire în Târgu Frumos, făcut special pentru studenți. Pentru cei care au venit acasă și se duc la Iași la sfârșit de săptămână. Deci un tren întreg, ca să realizați dimensiunea acestui val de tineri care se duc să studieze la Iași. Aș vorbi despre lucrul ăsta, pentru că președintele Consiliului Județean a știut să vorbească despre Iași Universitar. Și a vorbit foarte frumos despre Iași Universitar și potențialul acestui oraș din perspectiva industriei IT. Și nu doar, dar a pus accent pe viitor. Haideți să urmărim așadar, în finalul acestei emisiuni, câteva gânduri din partea unor pășcăneni despre Pașcan. Ce ar fi sau cum ar fi răspuns ei dacă ar fi fost întrebați ce cred despre Pașcan. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Seară frumoasă! Și dumneavoastră că ne-ați urmărit, dumneavoastră cum ați răspunde la această întrebare? Dacă sunteți întrebați, iată, coboară cineva în gară și vă întreabă, doamne, am două ore la dispoziție, am o zi la dispoziție, ce pot să fac în Pașcan? Ce ați spune? Cum ați răspunde la această întrebare? Chiar sunt interesat de răspunsurile dumneavoastră
Și vă rog să faceți un efort să le trimite, să le postați pe pagina de Facebook a televiziunii, pe pagina mea, sau pe mail sau SMS pe telefon. Chiar sunt interesat care sunt răspunsurile dumneavoastră. Poate sunt mai bune, mai potrivite decât răspunsul primarului de a merge la cumpărături. O seară frumoasă în continuare. Dacă ar fi să descrieți Pașcaniul cu drag în câteva cuvinte, ce ați spune? Măi, mi-e drag. Mi-e drag că are mult tineret. Mai puțin educat, dar îl are. Și în rest... Are tradiții, are cultură, are ceva de vizitat? Ce are Pașcaniul? Are. Are. Am mai făcut tradiții. Asta la anul nou vedem tradițiile. Cultură a avut un spectacol recent înspre toamnă, cam. Da. Dacă ar fi să invitați pe cineva să viziteze Pașcaniul, de ce să viziteze? Mai ești pentru așezarea lui. Are o așezare frumoasă și deal și vale. Și construcțiile noi care sunt în Pașcani. Și oamenii care sunt. Majoritatea suntem veniți de la țară. Tineretul care aleargă zi de zi frumos, plin de viață. Dacă ar fi să descrieți cu drag municipiul Pașcani, cum ați face? Un oraș liniștit, un oraș frumos, un oraș care mi-au crescut copiii, un oraș. Are o cultură, o tradiție? Sigur că da. Să facem sărbători. Sadoveanu, Casa de Cultură. Dacă ar fi să chemați pe cineva să viziteze Pașcaniul, de ce anume? Ce i-ați spune? Ce ar putea să viziteze? Păi are la Casa de Cultură, unde se poate să se meargă. Păi pe aici, prin împrejurim câte ceva, orășelul e frumușel, e dezvoltat. Păi trebuie, ca în toate orașele, dar... Și cetățenii trebuie să fie un pic mai disciplinați, mai ordonați și mai cu bunul simț. Te invit să spui câteva cuvinte cu drag despre Pașcani, despre orașul tău. Păi nu știu ce să spun. Da, e un oraș foarte frumos, dar nu e un oraș locuibil pentru tine. Am din punctul meu de vedere. Dacă ar fi cineva să-l viziteze? N-aș recomanda.